mare, lasă mare pe cel. Lasă mare că nu o să te doară. Hai să vine să fac o colonial și te fac. Ține piciorul de rău. Nu uite să ne lăsați, vine cu rog frumos. Păi pe LML. Va bine, da. Și
Hai, mi-ai ținut coace. Și bagă timpul. Omul a preluat noi. Aici, aici. Am pus să fiu la. Da, că nu știu în partea aia. Și, ufa! E de ce la plus? Da. Ne-ai pregătit sacul. Un buletinare, un telefon arătător. De bord. Orice, acum este un telefon, să vină cei de la poliție să le ia afară de acolo și poate găsește cum îl cheamă. Am fost solicitați la un accident rutier în localitatea Cicârlăului. La sosirea la locul accidentului am găsit două victime, din păcate una dintre victime a fost decedată. Nu mai am deschis ușa altceva. Și cel care... era picioarele tinse acolo. Cel care era în viață, unde avea răni? Nu știu, cred că picioarele era prins acolo, jos, la bord. Să zicea să morgă afară. M-a oprit un fir să văd ce zice. O zic să-l lăsăm până vine mașina și poliția a venit. Credeți că o fi avut viteză mare? Da, așa a pușcat. Foarte tare. Foarte tare. Am fost sesizat despre producerea unui accident rutier pe drumul național 1C între Cicârlău și Bușag. Din primele cercetări se pare că un autoturism marca Volkswagen, conducătorul acestuia a pătruns pe sensul opus de mers din motive necunoscute, a intrat în șanțul din partea stânga, direcție de mers Satu Mare, Baia Mare, rezultând decesul acestuia și rănirea pasagerului din dreapta față. La fața locului n-au fost identificate urme de frânare, decât urme de derapare când a părăsit partea carosabilă pe acostamentul și în șanțul din stânga direcției de mers.